Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca pare foarte încântat de povestea cu Andy Murray și cu Vergheta. Nu știu dacă o știți. Apropo, dacă v-ați pierdut vreodată Vergheta, dați-ne și nouă un mesaj să ne spuneți cum a fost și ce ați pățit după aia. 0728 111 222. Dacă aveți povești legate de pierderea Verghetei, ăsta e momentul. Și dacă nu știți povestea, vă spun acum. Andy Murray, celebrul tenismen britanic, aflat la apusul carierei, are 34 de ani. Nici nu contează. Participă la turneul de la Indian Wells, unde sunt și fetele noastre, Simona, Sorana, Irina și Emma. Și Emma, da, corect, joacă la fete? Nu, ele la băieți. Așa. Așa, și omul, deci în California, să joace la turneul, celebrul turneu de la Indian Wells. Și și-a pierdut verigheta, dar nu o să vă vină să credeți cum. Ideea e în felul următor. Povestește, e foarte bun, n-am știut că are atâta haz, aș fi ținut cu el toată cariera dacă l-aș fi descoperit mai devreme. Da. Omul spune așa, zici că e o poveste dintr-un film al fraților Coen, adică scenariul pare a fi de acolo. Zice, aseară, după cină aici la Indian Wells, m-am întors la mașină pentru a reveni la hotel și mașina nu mirosea grozav. Mi-am lăsat acolo pantofii de tenis. Au fost 39 de grade, astfel că pantofii care erau destul de uzi, că n-a transpirat, mirositori. Am decis că m-am întors la hotel că încălțămintea trebuie să stea la aer. Trebuie să se usuce. Eu nu am balcon la cameră și nu am vrut să-i las în cameră, că puțeau pe românește. Și dacă îi lăsam mașină, trebuie să schimbe și mașina după exact. Aia. Așa că m-am gândit, zice, să las pantofii sub mașina, ca să se aerisească și să se usuce peste noapte. Zis și făcut. Dimineața când am mers la mașină, pantofii nu mai erau. Și mă rog, omul, ce să facă, s-a dus la un magazin și a cumpărat alți pantofi sport, ceea ce nu e prea plăcut pentru un sportiv de performanță, că na, pe orice om îl deranjează pantofii când sunt noi nouți. Pe un sportiv cu atât mai mult. Da, plus că probabil că l-au făcut pe mărimea lui. Exact, și îți dai seama, avea un model aparte. În fine, dar zice, mă rog, asta a fost, n-a fost foarte plăcut. M-am dus la antrenament și acolo fizioterapeutul m-a întrebat din prima unde ți-e verigheta. Și atunci, zice, m-a fulgerat. Fizioterapeutul pe interes. Exact. Simt, așa. Ăsta zice, eu de fiecare dată când joc, îmi leg verigheta de pantofii de tenis. Ah. Astfel că odată cu pantofii s-a dus și verigheta. Deci omul are o... Nu știu dacă știe nevastă sa că își leagă verigheta de pantofii de tenis când joacă. Probabil că da. Cu ocazia asta, sigur, a aflat. Deci el, cât joacă tenis, probabil că îl deranjează vergheta exact. La joc. O scoate și o leagă de șiret. Pe mine, de exemplu, mă deranjează continuu, astfel că n-am purtat-o niciodată. Eu am purtat-o, dar... E mai simplu. Da. E, și acum Andy Murray a făcut un apel pe internet pentru găsirea pantofilor și a verighetei. Și ce să vezi, a avut succes în urmă cu 4 ore, să fie într-un ceas bun. I-au venit pantofii. I-a venit verigheta, i-au venit și pantofii. Mai miros. Era foarte fericit, a făcut un video. Domne, extraordinar, mi-am regăsit acareturile. Mulțumesc frumos tuturor celor care m-au ajutat și așa mai departe. Eu sunt curios acum cine a adus pantofii aia, cât a rezistat cu ei. Eu fi adus că n-am mai rezistat cu pantofii. I-a sigilat într-o pungă, îți dai seama. I-a sigilat, da? Foarte tare povestea. Dacă aveți și voi vreo poveste de asta haioasă cu pierdut și eventual și găsit verigheta, vă așteptăm la 0728 111 222. Dacă doar ați pierdut-o și n-ați mai găsit-o, dar e haioasă povestea, spuneți-ne. Uite, anul acesta am pierdut vergheta la mare, când am intrat în apă, zice cineva. Am pierdut 2 verghete în 6 luni. La a treia mi-au făcut reducere. Asta sper că e o glumă. Avem și noi o colegă care și-a pierdut la schi. Cine? Verigheta când și-a scos mânușa. În povestea în dimineața asta. Și-a scos mânușa de schi. Așa. Și în momentul ăla a căzut în zăpadă. Și ea s-a prins când a ajuns la hotel. Bă, și-a reușit să a dus. Ce înseamnă, băi, o femeie da. Și verigheta ei. S-a dus, că s-a gândit că atunci, în momentul când probabil i-a căzut, a identificat zona. Și a zis că între timp trecuseră și ea cu plugul pe acolo. Înțelegi? Mai dăduseră cu tunurile de zăpadă cu plugul. Cu ce se trece? Păi și-a făcut? Aștepta vara să se ducă zăpada? Nu, s-a întors la locul faptei. Da. Unde era un strat proaspăt de zăpadă bătătorită. A săpat. A căutat. Acolo și a găsit-o. Și a găsit-o. 0728 3 de 1 3 de 2. Dacă aveți povești de genul ăsta, dați-ne și nouă un semn. Bună dimineața. Te inspirați de povestea cu Andy Murray, care și-a pierdut vergheta, dar care s-a terminat cu happy end, pentru că a găsit-o azi noapte. Deci încă o dată era legată de Adidas și care puțeau atât de rău încât i-a lăsat afară sub mașină la aerisit, că
La ei camera de hotel nu are balcon. La și ce faci când vezi o pereche de bașcheți undeva sub o mașină? Iei și pleci. În America mai ales sigur se găsește cineva care să ia. Hai în să fine vedem. Avem și noi poveștile noastre românești. Ștefan spune că a pierdut două verighete. Le-a lăsat frumos pe etajera de deasupra chiuvetei, de fiecare dată în toaletele a două restaurante diferite, din două orașe diferite. Și? Deci o mare câte are verighetă în fiecare și, oraș. Și le-a mai găsit? Nu le-a mai găsit. Asta e cu final trist. Foarte tare mesajul lui Puiu din Canada. El spune, domne, am pierdut, le-am pierdut două și am și divorțat de două ori. Acum e sudată pe deget, nu de alta, dar soția e rusoaică. Ai făcut nunta acolo ca să vezi, să-i cunoști toate neamurile? De asta ți-e frică. Seama. Bine, Puiu, îți mulțumim tare mult. Hai să vedem, avem și mesaje audio, multe mesaje audio. Luna de miere, acum 14 ani, Creta. După 5 zile, am pierdut verigheta mare. Punct. Nimic fost tare. E suficient. Am dat asta pentru că sunt foarte multe mesaje. 14 ani, cred. Fii atent. Am pierdut verigheta fără să știu unde și după ce mi-am făcut alta și după vreo alte 3 luni, am văzut un pui prin curte urmărit de ceilalți. Spugea cu ceva în cioc. Era verigheta mea. Zoli din Petrila ne zice asta. Dădeam verigheta fetiței mele să se joace cu ea, că îi plăcea, și am uitat că i-am dat-o și a pierdut-o prin iarbă. Nici în ziua de astăzi, după 6 ani, nu am găsit-o. Poveste tristă și pentru Mihai din Piscu, zice Neața, și eu mi-am pierdut verigheta tot la mare, fix în săptămâna de după nuntă. Am stat o zi întreagă în apă făcând scufundări, dar în zadar. Dar nu-mi dau seama cum sare de pe deget la mare. Văd că sunt foarte multe povești. Oamenii le fac un pic mai lărguțe. Am înțeles, ca dar... să nu fie nevoie... în timp să o modifice. Eu eram stresat, nu mai port pentru că mă deranjează la deget vergheta, dar eram stresat și eu, într-adevăr, la mare sau un, mă rog, când eram mai în largul meu să nu o pierd, dar aveam cumva grijă de aia, nu mi-a ieșit de pe deget niciodată. Nu, ți-am zis, pe mine m-a iritat întotdeauna, adică n-am reușit să mă obișnuiesc cu ideea nici după 2-3 zile și atunci, papa. Un prieten de-ai mei și-a pierdut vergheta în delta Dunării când era la pește în primăvara unui an. Și-a cumpărat altă verighetă, doar că în toamnă s-a dus la pește, de data asta cu soția, marcase locul în care a pierdut verigheta și a reușit să o găsească. E adevărat că l-a ajutat și foarte mult că apa era, la momentul respectiv, era mai scăzută. Mihai din București. Vezi? Fii atent, poveste exotică similară. În luna de miere, în Bali, la snorkeling, pentru că mi-erau degetele date cu crema de plajă, mi-a căzut verigheta, am filmare cu GoPro-ul, când coboară pe fundul mării. Așa. Dar când cobor eu să o iau, vine un val mare și ne ia pe amândoi și servus. Și pa, la revedere, s-a terminat. Mai e ceva? Da, și mai ăsta de la Baia Mare, de la Liliana, zice, Neața, mie mi-a căzut verigheta când mi-am scos mânușa și urcam în taxi, tamam printr-un grătar de canalizare. Asta e povestea de film, știi? Dar zice că a recuperat-o cu o sârmă lungă îndoită la capăt și cu participarea tuturor celor de față. Vezi, bă, cum sunt oamenii la Baia Mare? De gașcă. Salutare, Radu mă numesc, Brașov, cum la oghizi. Eram proaspăt căsătorit de 2-3 luni, am mers la o nuntă, m-am tot jucat cu verigheta, la un moment dat am scăpat-o pe sumasă. Fetele de la masă, auleu, iese-m rău, n-o să meargă căsnicia. Toată masa căutam verigheta, nu găseam verigheta, eu eram roșu, supărat, zic, firea rea de verighetă, îmi pierd eu soția pentru verighetă. Și încă o dată tot așa am... în mănușe sudasem ceva, m-am ars la mână, am aruncat mănușa, nu mi-am dat seama, iară, nu verigheta, unde verigheta, am găsit-o după câteva zile, după care am zis la revedere, verigheta stă în vitrină frumos, nu mai îmi pierd eu soția pentru tinichea. Salutare! Îți mulțumim pentru mesaje și vă mulțumim tuturor pentru mesajele din această dimineață. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.